Mamă, zilei hai episodul 78. Terminați, a avut un accident de mașină și este gravănit. Zuleiha și Demir, care erau pe același drum și au văzut accidentul, se grăbesc să îl ajute. Apar și alte persoane, dar stau de parte și observă că ce vin ține din mașină în punctul pericolului. Demir nu renunță și îl scoate pe Ilmaz chiar înainte de a exploda mașina și îl duce la spital. Între timp, Birgit este în biroul său secret și vorbește la și despre faptul că Ilmaz și-a pierdut totul ca să fugă cu Zuleiha și să are o mulțime de bani ascunși undeva. Mușgan este la spital cu Kerem al lui. După ce acesta a căzut și și-a pierdut cunoștința, medicul a asigurat că copiii de mir, îl aduce pe Adnan, care este la conac, iar Cetin și Kerem Ali. Mușgan îi spune lui Ilmaz că i-a citit scrisoarea și dă dreptate, își recunoaște vina și îi cere iertare. Îi zice că nu se învinovățește pentru nimic și că de acum dorește doar să fie fericit cu Zuleiha. Ilmaz vrea să vorbească singur cu Demir. Îi mulțumește pentru că i-a salvat viața și îi încredințează pe Zuleiha și pe Adnan dacă nu va supraviețui, pentru că a văzut că îi iubește și este sigur că va avea grijă de ei. Demir îi spune că regretă tot ce i-a făcut și o încredințează și el pe Leila dacă se va întâmpla ceva cu el.